Doi bărbați din județul Timiș au fost surprinși în flagrant delict în timp ce încercau să fure bunuri dintr-o utilitară aflată în parcarea unui supermarket. Polițiștii au fost sesizați prin 112 de către un reprezentant al magazinului în legătură cu faptul că a observat o persoană care încerca să fure bunuri dintr-o autoutilitară parcată. Imediat s-au deplasat la fața locului, iar la foarte scurt timp s-a reușit oprirea în trafic și identificarea celor doi ocupanți autovehiculului suspect. Cu ocazia controlului efectuat, polițiștii au descoperit și un dispozitiv de bruiaj a sistemelor de închidere a autovehiculelor, care se pare că era folosit de acest individ pentru sustragerea de bunuri. Cei doi bărbați de 51, respectiv 59 de ani, au fost arestați pentru o perioadă de 24 de ore pentru comiterea infracțiunilor de tentativă de furt, respectiv complicitate la tentativă de furt. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii activității infracționale a celor doi.